Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să vorbim despre tipuri de carbohidrați. Nu de mult am făcut un vlog despre nutriția peri-workout, înainte, în timpul și după antrenament. V-am explicat acolo cumva că avem nevoie de niște proteine, o să discutăm și despre proteină, că nu prea avem nevoie de grăsimi, o să discutăm și despre grăsimi, dar astăzi a venit timpul să vorbim despre carbohidrați. Atunci am discutat în linii mari, acum intrăm o idee mai mult în detalii. Avem trei tipuri de carbohidrați mari și lați: carbohidrați simpli, carbohidrați complexi și fibre. Carbohidrații simpli sunt de două feluri: monozaharide și dizaharide. Monozaharidele sunt cea mai simplă formă pe care corpul nu mai trebuie să o descompună, o poate folosi direct. Și avem aici galactoză, care se găsește în principiu în lactate, avem fructoză, care se găsește în principal în fructe, și avem glucoză, care se găsește în principal în fructe și legume. Pe lângă sursele naturale, există și surse obținute prin procesare. De asta siropul de glucoză, siropul de fructoză sunt adăugate la foarte multe preparate și lumea, și când zic lumea, chiar și mulți nutriționiști, unii dintre ei extrem de vestiți, nu fac diferența între sursele provenite din plante, care mai conțin și fibre pe lângă, și micronutrienți, vin cu niște avantaje, și confundă cu zahărurile procesate, cu sirop de glucoză, cu sirop de fructoză. Nu e nici pe departe același lucru. Mergem mai departe și avem dizaharide. Avem zahărul simplu, care este format dintr-o moleculă de fructoză și una de glucoză, lactoza, care este formată din glucoză și galactoză, și așa cum îi spune numele, o găsiți în produse lactate, iar maltoza, care sună malț nu întâmplător, este formată din două molecule de glucoză și o găsiți în băuturile alcoolice, cum ar fi berea. Mergem mai departe la carbohidrații complexi, și se numesc complexi pentru că sunt alcătuiți din mai multe zahăruri simple, iar ca să fie utilizați eficient de corp, trebuie să descompuși în forma cea mai simplă, respectiv în zahăruri simple. Se găsesc acești carbohidrați în cereale, în legume, în leguminoase, deci tot în regnul vegetal. Deci cartof, orez, fasole, ovăz, carbohidrații pe care îi considerați savuroși, practic, pe care îi mâncați cu o sursă de proteină. Zahărurile simple sunt practic desertul, dacă ar fi să facem o distinție pe care să o înțeleagă absolut toată lumea, iar carbohidrații complexi sunt undeva la felul principal. Iar al treilea tip de carbohidrat, tot unul complex, este fibra. Fibra care nu poate fi digerată eficient la nivelul stomacului și intestinului subțire, este absorbită totuși în intestinul gros după ce este descompusă în acizi grași cu lanțuri scurte. Fibrele îmbunătățesc digestia, îmbunătățesc tranzitul intestinal. Foarte mulți oameni au probleme cu constipația și asta este un remediu natural, să crești numărul de fibre. Scad colesterolul și încetinesc digestia, pentru că sunt indigerabile practic, și încetinesc și aportul celorlalți nutrienți. Țineți cont de chestia asta pentru că e important. Toate cele trei forme de carbohidrați, mai puțin galactoza și lactoza, se găsesc exclusiv în plante. Bun, acum ce faceți cu această informație teoretică? E foarte simplu, în funcție de rolul lor și de obiectivele voastre, îi puteți folosi într-un fel sau în celălalt. Haideți să o luăm de la început, carbohidratul simplu. Cum îl folosești și când? Ai nevoie de carbohidrat simplu în momentul în care nevoile tale de energie sunt acute. Ai nevoie acum, repede. Iar carbohidratul simplu asta face, îți furnizează energie foarte rapid. Motiv pentru care recomandarea mea și a celor din industria fitness-ului este să-i folosim peri-workout, imediat înainte, în timpul și imediat după antrenament. Discuția asta acum conține foarte multe nuanțe ce, din punctul meu de vedere, nu fac chiar atât de mare diferență. Cum ar fi dacă folosești fructoză după antrenament împreună cu glucoză sau dextroză, sinteza de glicogen e mai bună. Dacă folosești nu știu ce tip de carbohidrat, de exemplu dextrină ciclică, e mai bună decât dextroza în timpul antrenamentului. Niște nuanțe care fac sau nu fac diferența. Acum, dacă te antrenezi dimineața la trezire și nu vrei să o faci pe stomacul gol pentru că prioritatea ta este să pui masă musculară, da, folosești un carbohidrat simplu și înainte și în timpul și după. Dar dacă antrenamentul tău e seara sau la jumătatea zilei sau după ce ai avut deja o masă sau două solide, nevoia de carbohidrat simplu chiar înainte de antrenament nu mai crește atât de mult. Pe de altă parte, dacă ați folosit vreodată structura asta peri-workout de care v-am vorbit în episodul trecut și în ultimii ani, ați observat că pomparea, energia și performanța pot fi mai bune, o idee mai bune. Nu mult mai bune, dar mai bune. Carbohidratul complex, mergem mai departe, trebuie utilizat în tot restul timpului, practic. În momentul în care vrei să pui masă musculară și vrei să mănânci cât mai mult, mare parte din carbohidrații pe care îi vei mânca vor fi complexi, exceptând peri-workout-ul. O alimentație care ar trebui să se bazeze în principal pe ovăz, cartof, orez,
leguminoase și cereale, să nu uiți cerealele. Fie că e vorba de muesli, fie că e vorba de pâine integrală, aveți o grămadă de variante. Când vine vorba de antrenament, dacă să zicem că ai antrenamentul pus spre finalul zilei, atunci e o masă normală cu una, două, trei ore înainte, care să conțină carbohidrat complex. Și în situația asta nu mai ai nevoie neapărat de carbohidrat înainte de antrenament, unul rapid. V-am spus, experimentați, veți putea avea o creștere în performanță sau nu. Dacă vedeți un beneficiu, folosiți-l, dacă nu, nu. Bun, mergem la punctul 3, vorbim de fibre. Dacă la punctele anterioare am discutat despre perioada de masă musculară, acum discutăm despre definire. Când vorbim despre fibre, vorbim de definire. O digestie îngreunată, o digestie încetinită, este un beneficiu imens când vorbim de longevitate, de sănătatea colonului, de spike-urile insulinice. Dar dacă nu dați doi bani pe chestiile astea și vreți doar compoziție corporală și vreți să mâncați cât mai mult, în speranța totuși că nu vă și îngrășați între timp, atunci fibrele nu vă ajută. Fibrele vă ajută foarte mult în perioada de definire și din păcate, deși nimeni nu-și pune problema, consumul de fibre este unul deficitar. Toată lumea întreabă diverse chestii. De unde ție cu tare vitamină, de unde ție cu tare proteină, ce pre-workout o să folosesc, ce nu știu ce. Dar majoritatea oamenilor sunt deficienți în fibre. Se recomandă un consum de minim 30 de grame și asta e minim, minim. Nu înseamnă că 30 e optim, nu înseamnă deloc. Și merg mai departe să vă spun că în momentul în care unii oameni încearcă să-și mărească consumul de fibre și nu fac trecerea asta treptat, faptul că nu au consumat fibre înseamnă că o abilitate a corpului pe care au avut-o în trecut s-a pierdut. Faptul că nu mai au enzime digestive care să digere aceste fibre, ceea ce duce la balonare. Dacă ai mâncat o dietă culturistică foarte clasică, gen piept de pui orez, albușuri, cartofi, oameni buni, sursele astea nu au fibre. Majoritatea mănâncă și ovăz, vreo 50 de grame. Ovăzul are niște fibre, n-are multe. Pe 50 de grame au doar 5 grame de fibre din necesarul de 30. Și dacă restul meselor sunt sursă de proteină animală care are 10 fibre cu carbohidrat complex care n-are fibre, atunci vei fi deficitar în fibre. Și să nu te miri dacă vei fi constipat. Deși fibrele se află în cam toate categoriile de fructe și legume, leguminoase, vegetale, cea mai importantă sursă de fibre este cea din leguminoase. Fasole, linte, năut. Surse ce au în jur de 20 de grame de fibre la 100 de grame. Adică enorm de mult, plus că ai proteină. Undeva la 20-25 de grame de proteină pe aceeași 100 de grame. Și fac o mică paranteză. Aici, oameni buni, se face diferența între dieta vegană și dieta omnivoră. Dieta vegană conține mai multe surse de macronutrienți în același ambalaj, pe când dieta omnivoră este o dietă asociată din surse disociate. Adică ai carbohidrat care e doar carbohidrat, ai doar proteină, ai doar grăsimi. Adică la o masă, de exemplu, dacă ai mâncat piept de pui cu orez și ai pus 10 grame de ulei de măsline, ai proteină, orez și grăsimi sunt divorțate. Pe când la noi, dacă ai mâncat, de exemplu, nuci, ai și niște carbohidrat, ai și niște proteine, ai și niște grăsimi. Dacă mă întrebați pe mine, lăsăm la o parte toată ideologia și filozofia cu suferința animalelor și așa mai departe, diferența cea mai mare între cele două diete este fix asta. Omnivor înseamnă mâncat asociat din surse disociate și vegan înseamnă sunt toate la un loc și nu prea merg divorțate. Fun fact, nu știu dacă știați, diferența între orez brun și orez normal, orez alb, este lipsa fibrei. Brun egal fibră, alb fără fibră. La fel când vine vorba de pâine, de făină. Pâine neagră, făină integrală, pâine albă, făină ultra procesată. Panificațiile ce conțin făină integrală nu arată la fel de bine, nu cresc la fel de bine. De asta sunt ultra procesate. Pentru că mult mai bine arată ceva super pufos, așa, care se face ca acordeonul. Fost, v-am făcut poftă de pâine, duceți-vă să vă cumpărați. Și în altfel arată ceva brun, ceva mai dur, cu densitate, ceva mai greu. Aceste practici au fost totuși votate practic de brutari și de oameni de-a lungul timpului. Deci când să consumi fibrele? Fibrele le poți consuma oricând, în perioada de definire, mai puțin peri-workout. N-are sens să consumi fibre înainte, în timpul și după. Bineînțeles, acum există în unele surse mai multe fibre decât în altele, v-am spus. În pepene, de exemplu, există foarte puține fibre, față de fasole și leguminoase, unde există mai multe fibre. Dar poți folosi fructe pre- și post-workout. Intra n-are sens să mănânci fructe în timpul antrenamentului. Deci, în afară de peri-workout, puteți consuma fibre oricând. De dimineața, la mijlocul zilei, la sfârșitul zilei. Fibrele acestea încetinesc digestia, după cum am vorbit. Aveți grijă cu cât timp mâncați înainte de antrenament. Încă ceva, sfat. Dacă vreți să dați o șansă unei diete vegane sau pur și simplu vreți să vă creșteți conținutul de fibre din dietă, luați-o treptat. V-ați pierdut enzimele pentru digestie, veți avea probleme cu balonarea,
Problema e la voi, nu e problema la dietă. E ca orice abilitate pe care dacă nu o mai folosești, o pierzi. Dacă nu mai tragi de fiare, se duc mușchii. Dacă nu mai alergi, îți pierzi viteza. Dacă te leagă cineva în cămașă de forță la pat 2 săptămâni, o să ți se atrofieze toți mușchii. Dacă ai învățat în clasa a 5-a o poezie și nu ți-o aduce aminte până la 30 de ani, nu o rememorezi, nu o reaccesezi, o să o uiți. Așa funcționează corpul uman. Use it or lose it. Dacă nu folosești o anumită abilitate, o pierzi. Ăsta este scopul repetiției, ăsta este scopul exercițiului. Așa că, luați-o treptat. Dacă mănânci 20 de grame de fibre pe zi, crește cu câte puțin, crește la 25. Adaugă câte o linguriță de fasole la una dintre mese într-o zi. Același lucru și crește progresiv, progresiv overload de fibre. Dacă vreodată o să folosiți expresia asta, să mă citați. Bun, să recapitulăm, repede de tot. Carbohidrații simpli, peri-workout, carbohidrații complexi în afară de fibre oricând, mai puțin seara la ultima masă, acolo nu prea are sens, o să discutăm despre chestia asta la grăsimi și la proteină. Carbohidrații sunt o sursă mai rapidă de energie, iar fibrele ar trebui să le consumați în cantitate cel puțin 30 de grame pe zi, asta pentru sănătatea voastră la per total, nu are mare legătură cu compoziția corporală, poți fi definit și cu fibre și fără fibre, poți pune masă musculară și cu fibre și fără fibre, doar că există niște nuanțe la volumul de mâncare pe care îl poți ingera, dar și aici sunt o grămadă de nuanțe. Fibre egal sănătate, fibre egal definire, asta trebuie să țineți minte. Legat de cantitățile de carbohidrați. Oameni buni, aveți nevoie de o anumită cantitate de proteine, v-am spus, între 1,6 și 2,2-2,5 grame de proteină per kilogram corp. Am luat niște extreme. Noi majoritatea stăm undeva în jur de 2 grame per kilocorp. Ai 70 de kilograme, 2 grame per kilocorp egal 140 de grame pe zi. De aici trebuie să înceapă orice dietă. Ți-ai calculat necesarul proteic, mergi mai departe. Ai nevoie de niște grăsimi. Eu nu sunt adeptul dietelor cu foarte multe grăsimi, am încercat în trecut, a fost un mega fail și cam toată lumea care a făcut așa ceva și a trecut la o altă dietă, ceva asemănător cu ce țin eu, fie că e vegană, fie că e predominant vegană, bazată în mare parte pe plante, a ajuns la un feedback asemănător și detestă perioada în care a ținut ceva de genul keto sau low carb. Deci ai nevoie de niște grăsimi, nu multe grăsimi. Recomandarea mea ar fi în vecinătatea a 15-20%, iar în perioada precompetițională aceste cantități vor scădea. Pot fi de acord și cu cifra, ce vă e mult mai ușor de calculat, că pleacă de la ceva ce știi deja, 0,5 din greutatea corporală. Ai 70 de kilograme, 35 de grame de grăsimi pe zi. Și restul umpli cu carbohidrat. În ordinea priorității, prioritatea ar trebui să fie peri-workout, după aceea una, două mese de după, masa de dinainte, masa de dimineață și ultima masă e cea mai puțin importantă, ca și consum de carbohidrați. Sper că v-am oferit în episodul de astăzi niște unelte cu care să lucrați, în speranța că v-a plăcut și că a fost educativ, instructiv. Am să vă rog să-i dați un share, să-i dați un like, un comment, un subscribe, să activați notificările pentru că postez foarte des, postez un vlog în fiecare zi. Mă găsiți și pe TikTok și pe Instagram. Pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile pe care le recomand, aveți cod de reducere MARIUS5 de la Jim Beam împreună cu link-uri în descrierea de mai jos. Dacă sunteți curioși ce produse, cum îmi vin, care sunt mărimile, care sunt gusturile, am o grămadă de unboxing-uri de la Jim Beam pe canalul de YouTube. Este un ghid al cumpărăturilor, practic, plus că vă voi da foarte multe idei, cunosc site-ul pe de rost. Tot în sprijinul vostru vin cu un abonament foarte inteligent, abonamentul de la SX, care vă oferă acces la, atenție, peste 338 de săli din toată țara cu un singur abonament care costă pentru prima lună 118 lei, folosind codul meu de reducere MARIUS25, 15% reducere. În loc să plătiți 139, plătiți 118. Aveți link către site mai jos, dar în același timp îl puteți downloada și din App Store sau din Play Store. Se numește SX sau abonamente săli, îl veți găsi. Din restul de videouri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante, așa că haideți să ne vedem la episoadele următoare cu nutriția din punct de vedere al carbohidraților mult mai bine pusă la punct. Vă salut, baftă!